Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Vă salut, dragilor, și mă bucur pentru că sunteți cu noi într-o nouă ediție de Vorbă cu Doctorul. Încă de la început vreau să te invit să șeruiești această ediție pentru că noi credem în calitatea informațiilor pe care ți le vom furniza și de această dată. Încă ne aflăm într-o perioadă specială cu reguli și condiții speciale. Astăzi ne vom apleca atenția asupra condițiilor în care se face monitorizarea sarcinii. Este o perioadă importantă pentru orice femeie și aduce cu sine multe schimbări chiar și în condiții normale, cu atât mai mult în vremuri speciale caracterizate de criza pandemiei. Cât de utilă este telemedicina, consultul virtual, atunci când vorbim despre obstetrică ginecologie, ne va spune în ediția de astăzi dr. Erna Stoian. Tot astăzi vom afla și soluții și exerciții concrete pentru a scăpa de insomniile atât de supărătoare. Sunt insomniile mai prezente în această perioadă? Pentru rezolvarea acestei probleme va fi alături de noi prin Skype psiholog Magdalena Ciucă. Până să încep discuțiile pregătite pentru această ediție, vreau să vă amintesc că suntem live. Așteptăm întrebările, dilemele, preocupările noastre în legătură cu aceste două subiecte pe care le vom dezbate astăzi. Vă invit să urmărim împreună un scurt material, știați că, despre emoții atât de prezente și uneori greu de gestionat și revenim imediat în platou. Rămâneți cu noi! Viața noastră de zi cu zi este profund încărcată emoțional. De-a lungul anilor, un număr impresionant de cercetări au arătat că emoțiile, gândurile și acțiunile noastre sunt strâns legate între ele. Știți că bărbații și femeile trăiesc la fel de frecvent emoții în viața de zi cu zi, dar bărbații au mai multe emoții pozitive decât femeile. Femeile trăiesc mai multe emoții negative decât bărbații. Și ca o notă amuzantă, oamenii simt mai puține emoții negative și mai multe emoții pozitive în weekend, în special sâmbăta. Emoțiile sunt reacții de scurtă durată, dar intense, un răspuns la stimuli ambientali care, neidentificate în mod corect, pot duce la tulburări grave în echilibrul psihofuncțional al organismului. Centrul emoțiilor este amigdala, un bulb așezat la extremitatea superioară a coloanei vertebrale, localizat sub creier. Ca să putem avea o viață echilibrată, este bine să învățăm cum se manifestă emoțiile, de ce apar, care este legătura între copilărie și manifestarea acestora în viața de adult. Atunci când apar emoțiile, produc în noi o serie de reacții la nivel somatic, vegetativ și psihic. Reacțiile somatice pot fi observate în mod direct și pot fi înroșire, tremurat, transpirație abundentă, respirație accelerată, pupila își poate schimba dimensiunea. Reacțiile vegetative pot fi măsurate doar cu aparatură specială și pot fi creșterea ritmului cardiac, creșterea tensiunii, alterarea salivei, secreții ale glandelor din corp. Emoțiile se exprimă cu ajutorul mimicii feței, a posturii corpului și a limbajului. În lucrarea sa, Exprimarea emoțiilor la om și animal, Charles Darwin a identificat pe baza modului în care emoțiile se manifestă în comportament, 9 emoții de bază. Acestea sunt bucuria, interesul, surprinderea, tristețea, furia, frica, dezgustul, disprețul și rușinea. Când vorbim despre emoții, este bine să analizăm ce fel sunt acestea. Sunt pozitive sau negative? Dacă avem emoții pozitive, e necesar să le amplificăm, iar dacă avem emoții negative, e cazul să le eliberăm și să le vindecăm. Dacă aceste emoții negative ne scapă de sub control, ele duc către stări anxioase, depresive și stări fobice, explică psihologul Stelian Chivu. Dacă avem o emoție ce ține de frică, ea se va manifesta cu predilecție în zona abdominală. Dacă vorbim de o emoție asociată neîncrederii în sine, ea se va localiza în zona plexului cardiac. Controlul respirației în astfel de momente face minuni pentru că organismul va ajunge treptat să se calmeze și să iasă din starea de stres generată de emoția negativă. O echipă de cercetători a reușit să facă legătura exactă între emoțiile oamenilor și locurile în care se resimt în corpul uman aceste sentimente. Oamenii au declarat că fericirea și dragostea aprindea scânteia aproape în tot corpul, pe când depresia avea un efect opus, atenua senzațiile de la nivelul brațelor, picioarelor și capului. Pericolul și teama declanșau senzații puternice la nivelul pieptului, au mărturisit voluntarii. Iar mânia este unul dintre sentimentele care a activat zona brațelor. Avem două posibilități de a trata suferințele sufletești și a le împiedica să escaladeze în boli fizice. Prin tratament medicamentos și prin psihoterapie. Știți că muzica ne poate afecta emoțiile în mod negativ sau pozitiv și ne poate trezi anumite amintiri în funcție de genul pe care îl ascultăm.
Apreciați că 90% din performanța la locul de muncă este datorată inteligenței emoționale? Cum putem influența pozitiv trioul gânduri, emoții, stare fizică? Înțelege că schimbarea stă în puterea ta. Exersează în fiecare zi. Starea fizică poate fi schimbată ca un domino dacă înțelegem că stă în puterea noastră să ne antrenăm în a avea sau a ne menține o stare de spirit și emoțională pozitivă. Revenim data viitoare cu noi informații, știați că... Deși a apărut încă din anii 1960, când NASA a folosit pentru prima dată telemedicina, astăzi o folosim și noi și nu știm cât de utilă este. O folosea pentru monitorizarea stării de sănătate a astronauților trimiși în spațiu și s-a dezvoltat constant odată cu progresul tehnologic. Telemedicina nu a devenit încă un element principal al practicii medicale. Din păcate, telemedicina nu este în totalitate o soluție pentru criza actuală, dar are toate șansele să devină una dintre consecințele de durată ale acestei pandemii. Este foarte posibil ca practicile sociale și medicale efectuate ca răspuns la infecția globală cu noul coronavirus să rămână în vigoare mult timp după ce criza va lua sfârșit. Telemedicina nu poate înlocui o examinare medicală clasică, dar poate juca rolul unei consultații medicale preliminare, având multiple beneficii atât pentru pacient, cât și pentru profesioniști din domeniul medical. Alături de noi în această ocazie, așadar, va fi dr. Erna Stoian, pe care vreau să o salut și să-i mulțumesc pentru că a ales să fie cu noi în această ediție și să ne ofere răspunsurile de care avem atâta nevoie. Te salut, Erna! Și eu vă salut și vă mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm mult că ești aici și prima întrebare vreau să te întreb dacă putem spune că și pentru femeia însărcinată telemedicina reprezintă un beneficiu, un avantaj. Reprezintă și pentru femeia însărcinată, dar în mai mică măsură decât pentru alte specialități. Din păcate, în obstetrică ginecologie, foarte multe ori este necesar consultul, este necesar să vezi pacienta, să consulți, să faci o ecografie transvaginală sau o ecografie de sarcină înainte de a administra un tratament. Dar, prin telemedicină, putem și noi să spațiem puțin mai mult vizitele gravidelor, mai ales a celor care nu au probleme de sănătate, practic cele care au o sarcină normală, care decurge fără niciun incident, și atunci putem să spațiem puțin vizitele, astfel încât să le răspundem la toate întrebările pe care le au odată ce au atins o anumită vârstă de sarcină sau să le răspundem la toate îngrijorările pe care le au, fără să avem contact direct. Că trebuie să ținem cont că o femeie gravidă atunci când se prezintă într-o clinică, oricare ar fi ea, ia contact atât cu recepția, și cu medicul, dar și cu asistenta și, practic, în momentul în care putem să evităm expunerea ei și întâlnirea ei cu atât de multe persoane, fără să ținem cont de drumul până la clinică, deci doar în clinică, este un lucru binevenit. Îți mulțumesc că mi-ai spus acest lucru important. Vreau să le amintesc celor care ne privesc în acest moment că suntem live și așteptăm întrebările lor, atât legate de sarcină, cât și orice întrebare simțiți că este utilă și pe care o poate aborda un medic, așadar primar de obstetrică ginecologie. Erna, vreau să te întreb, știu că primul trimestru de sarcină este foarte important. Ce putem face în acest prim trimestru? Cât de mult ne ajută acest consult la distanță virtual? Din păcate, în primul trimestru de sarcină, trebuie neapărat să avem una sau două întâlniri cu medicul ginecolog față în față, care ne urmărește sarcina, cu medicul obstetrician, pentru că, în primul rând, trebuie confirmată sarcina, trebuie confirmat faptul că este o sarcină normală intrauterină, pentru că, Doamne ferește, pot fi situații în care sarcina să nu fie în uter și atunci pacienta trebuie să știe încă de la începutul sarcinii, de la 6 săptămâni de sarcină, după care trebuie făcute analizele de screening pentru sindrome genetice, cum ar fi sindromul Down, la sfârșitul trimestrului 1, între 11 săptămâni și 13 săptămâni, când la fel pacienta va necesita să vină într-o clinică unde să facă o ecografie de morfologie fetală de trimestrul 1. Dar un sfat pentru tinerele gravide care sunt la prima sarcină și care au observat o întârziere de o zi a menstruației și un test de sarcină pozitiv. Pentru ele este benefic, în loc să vină direct la o clinică și să se programeze direct la un consult, la un medic obstetrician,
să facă o programare în telemedicină, o programare virtuală, în care să întrebe medicul când este momentul să vină la clinică. Mm-hmm. Pentru că prima ecografie se face în jurul vârstei de 6 săptămâni de sarcină. Deci nu se face exact când avem prima zi de întârziere a menstruei și primul test de sarcină pozitiv. Și de asemenea, în timpul consultului virtual, poate să pună și multele întrebări pe care le are, mai ales dacă este la prima sarcină. Și are de lămurit foarte multe lucruri, ce are voie să facă, ce n-are voie să facă, ce are voie să mănânce și așa mai departe. Știu că noi, femeile, întotdeauna avem întrebări și acestea nu ne părăsesc nici în trimestrul 2 de sarcină și vreau să te întreb care sunt provocările cu care vine al doilea trimestru de sarcină și, la fel, ce se poate întâmpla prin telemedicină în acest trimestru? Trebuie să știm că în primele două trimestre de sarcină, vizitele la medicul obstetrician se fac o dată pe lună, în condiții normale. După cum am spus, dacă sarcina evoluează normal, fără complicații și fără ca pacienta să aibă diverse simptome care să ne ducă cu gândul că s-ar întâmpla ceva rău cu sarcina, atunci putem să încercăm să spațiem aceste vizite și ca să nu sărim o discuție cu medicul ginecolog, putem să încercăm între două vizite să avem o discuție virtuală pe Skype, ca și noi acum, în care să discutăm diverse lucruri, în care eventual să împărtășim rezultatele unor analize, pentru că este foarte important, chiar dacă este pandemie, femeia gravidă să-și facă analizele. Ele pot să semnalizeze mai multe probleme care pot fi tratate dacă sunt depistate la timp, iar dacă sunt lăsate să evolueze negativ, atunci tratamentul lor poate fi mult mai greu. Ajungem și în trimestrul 3. Ce se întâmplă aici? Ce urmărim? În trimestrul 3 suntem pe ultima sută de metri. Deja burtica este mare, ne mișcăm mai greu, respirăm mai greu, putem să avem diverse alte simptome neplăcute, diverse dureri în anumite poziții, iar vizitele la medicul obstetrician trebuie să se facă până la 36 de săptămâni, o dată la 2 săptămâni, după care în ultima lună de sarcină săptămânal. La fel și aici, putem să încercăm să spațiem puțin aceste vizite, fără să le anulăm complet, pentru că femeia gravidă e foarte important să fie monitorizată corespunzător. O monitorizare corespunzătoare duce la un rezultat bun atât pentru ea cât și pentru noi, pentru că și noi ne dorim ca gravidele noastre să fie sănătoase și să nască copii sănătoși. De aceea, din păcate, în ultimul trimestru nu prea putem să facem multe vizite virtuale. Trebuie să venim, medicul ginecolog trebuie să ne consulte, trebuie să depisteze apariția unor complicații, trebuie să vadă care este poziția bebelușului, care este ritmul cardiac, dacă el crește corespunzător, dacă apar diverse complicații. Și atunci vizita la medic este foarte importantă. Dar toate gravidele, în perioada asta, în afară de mersul la medicul ginecolog, este bine să evite orice fel de deplasare, pentru că, din păcate, nu avem niște cunoștințe complete legate de acest virus, coronavirus, și nu știm nici efectele lui complet. Corect. Dar dacă facem comparații cu alte virusuri, cum ar fi virusul gripal sau chiar virusul SARS sau MERS, se constată o creștere a numărului de avorturi spontane și o creștere a numărului de nașteri premature, restricție de creștere la naștere, adică bebeluși care n-au mai crescut corespunzător, au rămas mai mici decât trebuiau, iar trebuie să știm de asemenea că febra, mai ales în primul trimestru de sarcină, poate să ducă la apariția de malformații la făr. Și de aceea este bine să evităm cât se poate de mult contactul cu alte persoane pentru a reduce riscul de a contacta această boală. Este o grupă care ne face mare plăcere atunci când auzim de ele, dar și să le privim, aceasta a femeilor însărcinate și poate am vrea să ne punem puțin în pielea lor, dar nu reușim, așa că te întrebăm pe tine, care este feedback-ul pe care îl primești de la mămici în această perioadă, de la viitoarele mămici? Cum traversează perioada asta? Li se pare complicată? Li se pare dificil?
Da, li se pare dificil pentru că sunt însoțite permanent de o senzație de teamă care nu este legată doar de propria persoană, ci este legată și de cealaltă persoană care se află în burtica lor și le este teamă să nu se întâmple ceva cu bebelușul, să nu pățească ceva, să nu aibă malformații, să nu nască mai devreme. Este tot timpul o presiune în plus pentru ele și, în general, pot să spun din practica mea că majoritatea femeilor respectă regulile, poartă tot timpul mască, ies foarte puțin afară, doar cât este necesar pentru a se feri cât mai mult. Ceea ce este cel mai bine. Erna, ginecologia tratează multe afecțiuni și nu toate pot fi măcar studiate prin telemedicină, prin acest apel virtual. Când ar trebui să se deplaseze o femeie către medicul ginecolog? Atunci când apar simptome îngrijorătoare, cum ar fi o sângerare importantă, dureri pelvii abdominale importante, lipsa menstruației la o femeie care are menstre regulate sau care este la vârstă fertilă, atunci trebuie să se prezinte la medicul ginecolog. Poate înainte să programeze o consultație virtuală pentru a vedea câteva indicații sau a-i se da anumite indicații terapeutice doar simptomatice, de exemplu un calmant sau, dar consultul nu poate fi înlocuit, din păcate. În patologia ginecologică, foarte multe femei pot să apeleze la telemedicină atunci când își fac examinarea anuală de Papa Nicolau, de exemplu, sau când fac o ecografie sau un RMN sau alte investigații și vor interpretarea medicului ginecolog. Atunci ele poate să apeleze la telemedicină și tratamentul se poate indica prin rețete virtuale. Erna, suntem într-o perioadă ciudată, dificilă, specială, cum spuneam la început, și mai specială o face faptul că nu știm când se va termina. Vreau să te întreb, ca medic cu experiență, ce previziuni ne poți oferi pentru acest an în curs? Din păcate, nu sunt epidemiolog și nici virusolog. Nu pot să fac previziuni despre cum va evolua această pandemie, dar în mod cert, în ceea ce privește ginecologia, în ceea ce privește fertilitatea, pentru că trebuie să știm că toate procedurile de reproducere umană asistată au fost anulate, lucrurile se vor schimba. Probabil că la un moment dat, în cursul anului ăsta, ele vor fi reluate, luându-se o serie de măsuri de triaj a pacientelor înainte de orice fel de procedură. Mi-ai făcut o frumoasă trecere și către următorul nostru subiect, cel al infertilității. Nu a plecat împreună cu apariția acestei pandemii urâte pe care o suportăm întreaga planetă. Ce facem? Cum îi afectează pe ei? Știm că timpul este foarte important pentru ei. Da, din păcate, lucrurile cu probleme de fertilitate sunt foarte afectate în această perioadă. Eu le spun tuturor să o ia ca pe o perioadă de pauză până vom putea să parcurgem procedurile de reproducere umană asistată indicate, să o ia ca pe perioadă în care se pot relaxa și să nu se mai gândească la partea asta, dar într-adevăr este foarte frustrant, mai ales la femeile cu vârstă crescută, peste 38 de ani. Trebuie să știm că șansele lor de a obține o sarcină sunt în jur de 10-15% atunci când au vârsta până în 40 de ani și șansele scad fiecare lună, cam 0,3% pe fiecare lună. Deci, practic, șansele lor într-o jumătate de an scad cu 3%, cu 2%, ceea ce este foarte, foarte mult. Și la ele îngrijorarea este foarte, foarte mare, dar trebuie să avem mai multe date ca să știm cum putem să facem triajul pentru a fi sigur atât pentru ele cât și pentru noi. Și este foarte dureros să obții o sarcină, mai ales prin fertilizare in vitro și datorită unei infecții virale, cum ar fi infecția coronavirus,
să ducă la avort spontan și să pierzi sarcina. Atunci mai bine aștepți puțin să se mai așeze lucrurile, să vezi care este evoluția, să vezi ceea ce spun cercetătorii, să vedem ce efecte are, astfel încât să fie sigură procedura pentru paciente și rezultatele să fie cele mai bune care se pot obține. De asemenea, Iarna, în urma discuției pe care l-am avut cu tine în trecut, știm că infertilitatea se pune în urma unor examinări. Aceste examinări mai au loc în această perioadă? Din păcate, nu prea au mai avut loc. Toate procedurile de investigare a fertilității, în afară de analizele de sânge, nu se mai fac, pentru că clinicile de infertilitate sunt închise. Și atunci nu se pot verifica trompele, nu se pot face laparoscopii pentru corectarea unor afecțiuni care trebuie necesită tratament chirurgical. Deci toate acestea au fost puse pe pauză. Mm-hmm. Suntem într-o perioadă de pauză în care trebuie să gândim pozitiv și să ne pregătim CV pentru ceea ce ne așteaptă mai încolo și trebuie să fim optimiști. Îți mulțumesc tare mult. Mai am o ultimă întrebare, dar înainte de a ți-o adresa, vreau să îi anunț pe cei care vreți în acest moment că urmează în scurt timp să vorbim despre insomnii și cum putem remedia această situație. Până atunci însă, Erna, vreau să te întreb ce sfaturi oferim cuplurilor care, înainte de a apărea pandemia, au primit acest diagnostic de infertilitate. Cum pot manageria timpul mai bine sau cum pot gestiona situația astfel încât să fie în favoarea lor cât se poate? După cum le spun și lor, trebuie să se relaxeze, să gândească că este ca o perioadă de concediu înainte de a face procedura. Trebuie să pot să ia legătura cu psiholog care să-i ajute să treacă mai ușor peste perioada asta și peste anxietatea de astăzi de faptul că nu pot face nimic. Trebuie să aștepte. Dar de multe ori lucrurile bune vin mai greu, așa că eu sunt convinsă că vom trece peste această perioadă și vom începe să facem niște proceduri la care să avem succes. Îți mulțumesc tare mult, Erna, pentru că ne împărtășești și nouă din pozitivismul tău și din optimismul tău. Așteptăm să ne întâlnim cu drag și mult mai voioși într-un mediu care să ne permită o apropiere mai frumoasă una de cealaltă. Așa să fie, Doamne ajută! Îți mulțumesc tare mult și multă sănătate! Și eu îți mulțumesc la fel. Te îmbrățișăm, Erna. Diverse studii demonstrează că insomnia reprezintă o problemă destul de frecventă, simptomele ale acesteia fiind întâlnite în 33% și 50% din populația adultă. Tot conform studiilor efectuate, se reliefează anumiți factori de risc pentru insomnie. De exemplu, femeile raportează de 1,4 ori mai multe probleme cu somnul. De asemenea, după vârsta de 60 de ani, procentul persoanelor cu tulburări de somn crește de la 25% până la 50%. 3/4 dintre pacienții depresivi au tulburări de somn, dar și șomajul este un fapt care poate genera insomnii. Sunt tare curioasă ce sfaturi ne oferă în această ocazie psiholog Magdalena Ciucă, pe care vreau să o și salut și să mă bucur pentru că a ales să fie cu noi în această seară, în această nouă ediție de Vorbă cu Doctorul. Bună seara! Nu știu dacă ne auzim. Ne auzim, nu ne și vedem însă încă. Am înțeles. Dar așteptăm. Cred că ai noștri colegi ne pot ajuta puțin pentru a remedia această problemă. Măcar ne putem auzi și atunci, până când vine imaginea, putem discuta un pic. Corect. Spune-mi, Magda, dacă ai sesizat în această perioadă o creștere a persoanelor care se plâng de insomnie. Apar problemele de somn în această perioadă atipică? Să știi că au fost dintotdeauna și vor fi, și eu am avut perioade din astea, și ele probabil s-au accentuat acum din cauza îngrijorărilor și acestor vești care circulă peste tot, mai ales în mass media, da, și pe la neamuri și pe la cunoștințe, adică suntem bogați în așa ceva.
Și atunci fiecare se resimte în funcție de cât a învățat să se adapteze noilor condiții. Pentru că, de fapt, nu e vorba de altceva decât o schimbare a condițiilor obișnuite în care trăiai până în momentul ăsta. Ori așa ceva nu trebuie să ne doboare, că ce ne facem? Nu se știe cât ține până la urmă. Slavă cerului că ne-a anunțat că pe 15 mai dă drumul. În niște condiții, oricum, tot e ceva. Adică mă bucur foarte tare eu. Sigur, oamenii se plâng pe rețelele astea de socializare. Da. Și în momentul în care eu am lansat această lucrare pe care o ofer gratuit tuturor, s-au bucurat foarte tare. Adică unii ajung să se obișnuiască așa cu insomnia, încât nu prea mai se gândesc că ar putea să scape vreodată de ea și o iau în brațe ca și cum ar fi o boală obișnuită care se cronicizează în timp și care poate da niște complicații. Pentru că în momentul când nu te poți relaxa, nu te poți odihni, organismul nu se reface și începe să te saboteze fizicul ăsta, nu poți să tragi de el așa la nesfârșit. Noi avem obiceiul să punem mare preț pe minte, pe ceea ce gândim, pe creierul nostru. Ăla este generalul, ca să zicem așa. Fizicul e un fel de soldat care trebuie să răspunde la ordine. Dar uite că te părăsește, te lasă în drum când ți-e lumea mai dragă, dacă nu ai grijă de el și nu îi dai ce-i trebuie. Și odihna este pe primul plan, n-avem încotro. Corect, și chiar dacă stăm acasă, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne încărcăm bateriile. Magda, colegii mei îmi spun că tu ar trebui să apeși pe un buton, astfel încât să ne dai și nouă drumul la cameră să te și vedem. Ia să vedem noi ce înseamnă că eu sunt... Se vede ceva? Nu, stai așa că am... Este important că atunci când mergem la psiholog să facem și contact vizual cu el, de aceea insistăm foarte mult să ne și vedem. Perfect. Acum te vedem. Da? Este minunat, Magda. Eu nu mă văd, dar în fine, dacă voi mă vedeți, asta este bine. Magda, este foarte important ce ne-ai spus până acum, pentru că, într-adevăr, este o afecțiune care nu va dispărea de la sine și trebuie să lucrăm cu ea și să o rezolvăm, pentru că altfel se va croniciza. Care sunt efectele dormitului insuficient, să spunem așa? Păi... În primul rând e senzația aia proastă de dimineață, care cred că fiecare dintre noi a avut-o cândva, într-o bună zi, când ori a tras de timp și a zis mai lucrez un pic, mai fac nu știu ce, mai citesc, nu știu, ceva care era urgent. Și atunci, a doua zi, ne sculăm puțin așa, suntem un fel de zombii care nu mai bun de muncă nu suntem. Știm care e senzația, adică ce să mai... Suntem nervoși, n-avem mintea clară, n-avem idei bune. Picotim chiar în timpul zilei, pentru că el, săracul fizicul, ne spune vreau și un pic de pauză, dă-mi și mie, uite, parcă acum îmi vine somnul, pentru că câteodată suntem așa băgați în priză încât nu mai putem nici să adormim, chiar dacă suntem obosiți foarte tare. Se întâmplă și treaba asta. Și căpătăm la un moment dat un fel de frică. Când mergem la culcare, nu cumva iarăși nu pot să adorm și ne enervăm și e o stare proastă, ca și cum cineva ar fi de vină, nu noi, nu ne-am făcut noi treaba asta, cineva este de vină și nu știm cine, pe cine să dăm vina. Și sigur că toate astea, dacă ne gândim numai la... acel stres dus la maxim și cronicizat, care i s-a pus denumirea Herbert Freudenberger, parcă îl cheamă, cel care a găsit această noțiune de burnout. Și care am auzit și noi și am auzit cazuri chiar la noi care s-a întâmplat. Eu știu de un singur caz care a fost mediatizat, care a ajuns la deces. Deci se poate ajunge și până acolo dacă nu avem grijă. Dacă luăm ca pe ceva care lasă că trece, lasă că pot să mai duc, lasă că nu e chiar așa de grav. Eu am scris în ghidul ăsta când e cazul să te îngrijorezi.
Adică se vehiculează tot felul de idei, că ne-ar trebui 8 ore, că ne-ar trebui iar mea 10 ore, că fiecare cu ideile, alții mai vitezi și zic, nu, mie îmi trebuie numai 4 ore pe noapte. Păi nu zic, este zgârit, voi când îl auzi pe ăla, păi și tu ca el. Dar nu zici că ăla face niște lucruri în plus, poate face meditații în fiecare zi, să știi că nu-ți mai trebuie atât de mult somn dacă tu îți liniștești mintea și corpul în fiecare zi și ai programul tău de meditație. Nu e nicio filozofie. Se găsesc pe internet chiar un fel de ghidaj din ăsta cu muzică relaxantă și așa mai departe, care te învață să meditezi. Să meditezi, de fapt, un fel de relaxare care la un moment dat se transformă în minte fără gânduri. În momentul ăla corpul își ia o pauză, se odihnește, își revine, se energizează și așa mai departe. Știm că somnul este foarte important și pentru creșterea imunității și suntem într-o perioadă în care vorbim încă frecvent despre această creștere a imunității, dar într-adevăr somnul este foarte important și pentru a asimila evenimentele de peste zi, pentru a le integra, pentru a le da o formă, să le conțină ținem într-un mod sănătos. Da, pe de altă parte, i-am scris acolo în ghid, domne, când te așezi în pat, patul e făcut pentru somn și pentru a face dragoste. Nu te apuci să baci în ce ai făcut în timpul zilei, să vrei să dai răspunsuri la un dialog care nu ți-a ieșit ca lumea, care n-ai pus pe cineva la punct și te enervezi. Cum a putut ala cum a îndrăznit să spună așa ceva, sau a doua zi ai un interviu și este foarte important pentru tine, lasă-le încolo, n-ai ce să cauți cu ele în pat. Dacă vezi că în 20 de minute nu ți-a venit somnul, pleacă de acolo, pentru că se formează deja un fel de ancoră. Te-ai așezat în pat și că nu-ți vine somnul. Și de fiecare dată când te duci la somn, ți-e frică de ce se va întâmpla. Mai bine pleci de acolo, te duci și îți faci un ceai. Am dat niște soluții din astea naturiste, niște ceaiuri care, un amestec de ceaiuri care nu creează dependență și care îți induce un somn ușor. Face cumva liniște la mansardă acolo, nu se mai ceartă nimeni cu nimeni și nici nu mai ai gânduri așa multe. Și sunt diferite ceaiuri. Unele sunt mai neplăcute, cum e ceaiul acela de conuri de hamei, dar care, dacă ai ori o iritare din asta, care ai dus-o până seara la culcare și într-un fel patinezi pe ea, ceaiul din conuri de hamei își face efectul. Adică e amar, e urât, e neplăcut, dar e foarte, foarte bun. Te scoate din priză. Mi-ai spus despre acest ghid pe care tu l-ai scris și abia aș o să aflu indicațiile lui, pentru că astăzi vrem să aflăm aceste indicații care ne pot scoate din această sferă de insomnie. Însă aș vrea să amintesc că principalele cauze ale apariției insomniilor sunt următoarele. Și cred că acum, în acest moment, nu am textul în față, dar mă pot ajuta colegii mei. Principalele cauze așadar ale apariției insomniilor sunt stresul cu privire la muncă, școală, finanțe, sănătate, chiar și igiena precară a somnului provocată de nerespectarea unui orar de somn, mediu impropriu de somn, ațipiri peste zi sau folosirea patului pentru activități legate de muncă. De asemenea, privitul la televizor din pat, gamingul și folosirea telefonului înainte de somn sau altor dispozitive cu display. Mâncatul târziu în noapte poate fi și el un factor important de apariția insomniilor, dar și o serie întreagă de afecțiuni. Dureri cronice, cancer, diabet, afecțiuni cardiace, afecțiuni neurologice, Alzheimer, astm, reflux gastroesofagian. De asemenea, hipertiroidismul sau sindromul de oboseală cronică pot fi și ele factori importanți. Anumite medicamente analgezice și chiar produse pentru slăbit care conțin cafeină. Dar știm, bineînțeles, că și alcoolul sau nicotina, dar și cafeina pot fi factori care ne pot duce în acest prag în care să simțim atât de puternic efectul insomniilor. Așadar, mă întorc către tine, Magda, și vrem să știm acest ghid al tău ce conține. Exact ceea ce ai spus tu până acum. Deci e vorba despre niște cauze care țin de medicație. E o medicație care unii oameni trebuie să o ia zilnic, dar să se uite și pe prospect acolo, să vadă pe ce conține și ce reacții adverse dă. Adică trebuie să iei acele medicamente pentru că sunt de întreținere, ți le-a dat medicul. Dar să nu te sperii după aceea dacă îți provoacă insomnie sau mergi înapoi la medic și spui, uite, domne, ce am pățit. Resimt această insomnie, ce pot face? Da, n-ai putea să-mi înlocuiești cu altceva, că mie îmi dă insomnie toate astea. Adică se poate face ceva. Cât e vorba de tiroidă, de o disfuncție a tiroidei, vreau să spun că nu-i de glumit acolo.
Acolo poți să ai, pe lângă insomnie, asta e clar, dar pe lângă asta poți să ai și stări de nervozitate, de anxietate, adică să nu le pui pe toate pe seama problemelor emoționale. Majoritatea dintre noi, așa vrem să spunem, m-a enervat ăla, mi-a dat șeful atât de multe de făcut și uite, nu mai pot să adorm și mă enervez. Nu, nu este asta. Ai și niște probleme interioare de sănătate. Și de ce spun asta? Pentru că eu anul trecut am avut un proiect la care am lucrat intens, 4 luni de zile aproape că nu ieșeam decât să-mi fac cumpărăturile pentru mâncare și am tras de mine exact ceea ce spuneam mai devreme că nu e bine să faci și mi-am deranjat tiroida și m-am trezit cu niște stări din astea de nervozitate. Eu îmi pun foarte bine termometru emoțional și știu ce pățesc și știu cum sunt eu și când ceva se întâmplă în neregulă cu mine. Mm-hmm. Și am început să caut pe internet și am găsit că de fapt era o problemă de tiroidă. Eu ziceam, n-o să am niciodată probleme cu tiroida, că eu sunt slabă, na, 50 de kilograme maxim la 1,60 m, n-am probleme eu. Că știam că alea grase sunt cu tiroida. Ei, na, că am pățit. Se pare că nu. Da, și atunci a trebuit să iau măsuri, adică să elimin din alimentație niște lucruri, să mă așez pe un tratament din ăsta. Apio este excelent pentru tiroidă. Și chiar am găsit o carte pe care aș vrea să o transform într-o înregistrare audio Sfert tuturor. Poate nu toată lumea își permite. E o carte bun mai scumpă și poate nu toată lumea își permite. O să văd când îmi fac timp. Pentru că acolo spune clar, în 90 de zile poți să-ți vindești tiroida. Fără medicamente, fără hormoni, pentru că știi că și aia sunt periculoși. Deci vreau să spun, am punctat cumva, pentru că eu am pățit-o și nu sunt numai eu. Sunt foarte mulți care, multe persoane care suferă de tiroidă. Femei în general, că bărbații mai puțin. Aș vrea să mă întorc la ce mi-ai spus mai devreme legat de emoții și de relațiile acestea pe care ar trebui să lucrăm, pentru că de multe ori certurile pe care le purtăm între noi merg cu noi mai departe zile întregi și chiar nopți, în loc să dormim, le petrecem analizând și reanalizând ce s-a întâmplat acolo. Cum putem face pace cu noi, dar și cu cei de lângă noi? Păi, în primul rând, trebuie să fim atenți să ne punem sub lupă aceste emoții negative care au apărut și să vedem cumva să le contestăm. Oare chiar m-a deranjat așa de tare? A vrut să mă deranjeze? A vrut să-mi facă un rău acea persoană? Suntem toți oameni și toți greșim. Toți greșim. Nu poți să zici unul că e sfințișor și în viața lui n-a deranjat pe cineva cu ceva. Deci e imposibil ca să ai tu pretențiile astea de la cei din jur. Da, a făcut-o pentru că e om și greșește. În momentul ăla, cine știe la ce s-o fi gândit și el și tu ai spus ceva care l-a provocat. Deci treci mai ușor cu vederea toate astea. Ce anume stârnește în mine? Nu cumva este egoul meu inflamat, pragul de frustrare foarte jos, la care orice mă sensibilizează, orice îmi sare țandăra. Adică lucrat un pic cu noi, pentru că lumea din jurul nostru nu se aranjează cum vrem noi. Nimeni nu joacă țonțoroiul, că așa ne place nouă, să nu ne deranjeze cu nicio vorbă, cu niciun o mutră mai neplăcută sau mai știu eu ce, care s-ar putea să ne zgândere nițel. Suntem în această perioadă în care petrecem mai mult timp acasă și cu familia restrânsă. Care sunt conflictele pe care le simțim mai puternic în această perioadă de stat acasă? Cred că programul ăsta în care noi nu includeam decât pe porțiuni mici de timp celelalte persoane din familie. Asta, cumva, nu ne-am împăcat cu ideea asta, adică am vrea cumva să se continue ce am avut înainte. Eu cu bucățica mea de timp, cu copiii o oră sau cât aveam de făcut până acum, acum să vezi, toată lumea dă buluc în aceeași cameră, în același apartament și toată lumea vrea ceva de la ceilalți, pentru că se plictisesc și ei nu mai suportă, pe lângă îngrijorări, pe lângă frica, să nu cumva să ia virusul ăsta care... Da, eu îl văd ca o poveste, până la urmă, da, sunt și bolnav, e adevărat, am tot scris pe Facebook, nu, domne, nu moare decât ăla care trebuie să moară, stați liniștiți. Și până acum nu mă spălam pe mâini, cum adică? Și până acum mă duceam până în dormitor cu hainele de afară și pantofii și cu asta, nu le lăsam tot la ușă, nu le aerizeam, nu le schimbam, adică sunt niște chestii care le făceai oricum. A, ca unii nu făceau și acum le fac.
Un număr foarte mare. Asta este. Mireasea clor în tot blocul, să vezi ce frumos, până și oglinda de la lift este mâzgălită cu clor. Da, asta e. Trebuie să o ducem și pe asta. Magda, știm că atunci când eram mici, încercam să numărăm oile pentru a dormi mai ușor și mai repede. Este acesta un exercițiu eficient pentru a dormi? La unii dă rezultate, la alții nu. Mai sunt și alte exerciții pe care le putem face? Putem face, da. Acum depinde fiecare cum le numără. Le numără cu voce tare. Nu știu ce să zic. Eu am oferit alte soluții. E vorba de respirație, pentru că, din câte am văzut noi, atunci când suntem stresați, respirația o ia la goană, se accelerează, se amplifică, pentru că tocmai noi dăm comanda corpului că se întâmplă ceva periculos și atunci pompează oxigen în mușchi. Ne încordăm și respirăm cum respirăm, ca și cum ne-ar urmări cineva, un urs, mă rog, un animal. Și atunci ne influențează starea noastră emoțională, ne influențează respirația, iar respirația la rândul ei influențează starea emoțională. Dacă noi începem să respirăm lent, profund, trebuie să ne educăm. Unii zic, nu, că eu nu pot să fac așa ceva. Mă, să mor tu, cum adică nu poți? Ea încearcă. Ea nu mă încearcă, i-am dat acolo, i-am dat toate explicațiile, închid cum trebuie să respire. Încep cu o expirație, după aceea inspir profund. De ce cu expirație? Pentru că în momentul când noi suntem stresați, în plămâni se adună foarte puțin oxigen. Și atunci trebuie să scoatem acel aer care este, nu mai e bun pentru noi și nu mai are ce să caute acolo, trebuie ca să putem să inspirăm aer curat, proaspăt, oxigen și așa mai departe. Și facem inspirație, expirație din ce în ce mai lent și mai profund și încercăm totodată să respirăm abdominal. Știi că respirația se împarte în trei locuri, ca să zic așa, abdominal, imediat intercostal și clavicular. Este util. Noi când suntem stresați, de obicei ridicăm umerii numai de partea de sus. Asta înseamnă că nu folosim tot plămânul și nu avem cum să... Nu respirăm profund. Da, corpul nostru nu beneficiază de aer complet. Și atunci, ca să nu facem atâta efort, deci cu partea intercostal și clavicular, o punem pe pauză și respirăm abdominal. Uitați-vă la copii că ei respiră abdominal. Nicio problemă și dorm liniștiți, n-au nicio treabă. Deci asta cu respirația, mai există o respirație care este dată de Andrew Weil. Este o respirație, 4 timp de inspirație, 7 timp de apnee și 8 timp de expirație. E puțin mai dificilă, dar vreau să spun că e foarte eficientă în cei care au probleme cu anxietatea și cu atacurile de panică. Încercați și folosiți-o. Și mai e ceva. Respirați, domne, corect, exact așa cum v-am spus mai devreme, adică profund, liniștit, din ce în ce mai liniștit. Se spune că o respirație bună este cea care sunt pe minut 5 expirații. 5 inspirații, 5 expirații maxim. Dacă poți mai puține, e atât mai bine, că înseamnă că ești mai liniștit. Dar fă oriunde, te afli în trafic, te afli, speli vasele, te duci, nu știu, faci ceva prin casă, curățenie, inspiră și expiră în momentul ăla. Exersăm. Nu te pune pe pauză, pentru că trebuie să te obișnuiești. Poate că până acum n-ai făcut așa ceva, că ți se pare ceva banal, adică eu nu știu să respir. Da, nu prea știi să respiri. Că cei care au atacuri de panică nu știu să respire. Acolo este o hiperventilație. Acolo poate să ajungă și să leșine pe stradă. Dincolo de respirație, ce putem să facem? Da. Poftim? Dincolo de respirație, ce putem să mai facem? Dincolo de respirație, mai există relaxarea. Și am enumerat câteva metode de relaxare acolo, pentru că ce este, de fapt, relaxarea este opusul stresului. Adică nu mai suntem contractați și în momentul ăla corpul își ia o pauză și beneficiază cumva de energie peste tot, pentru că altfel noi o blocăm prin mușchi, o blocăm prin articulații, ne funcționând ca lumea, nu suntem aerisiți. Corect, este un lucru de care avem nevoie. Tot corpul nostru, da, este cumva pe porțiune, așa, beneficiază de ce trebuie.
Mai există o relaxare contracție-decontracție, adică pur și simplu o iei pe bucățele de corp și contracți acea bucățică, să zicem mâinile, încep și le strângi post de tare și după aceea dai drum brusc și faci treaba asta pe fiecare bucățică ca să ți-o simți și ca să-ți dai seama cum, dacă poți să faci treaba asta bine și să poți să îi dai drumul. În momentul când ai dat drumul la mușchi, în momentul ăla te-ai relaxat, deci cumva memorează acea stare de contracție și acea stare de relaxare. Pentru că altfel tu nu faci diferența, tu tot timpul stai încordat toată ziua. Unii chiar și spun, dom'le, am o durere acolo la ceafă, pentru că mușchii aia care sunt acolo imediat la zona gâtului sunt foarte contractați. Mai există iarăși o metodă de relaxare pe senzații de cald, rece, adică să le simți în corp și asta și a făcut-o. Deci metoda asta de relaxare și să simți, încearcă să pipăi, de exemplu, un material, acolo e mai mult pe kinestezii. Simți senzația de căldură, simți senzația de rece, pur și simplu să-ți îndrepți atenția către senzațiile astea. Noi dacă am fi atenți, am găsi astfel de locuri prin corpul nostru care se simte mai cald, mai rece, mai, nu știu, înțeapă ceva, undeva. Dacă pipăim un material și este moale, îl simțim că este catifelat. Deci atenția cumva către simțuri. Și când facem o combinație de toate astea, putem să obținem o ședință de relaxare complet. Și asta vreau să vă spun că există în acel ghid o surpriză la sfârșit. V-am făcut o ședință de relaxare, deci am combinat toate aceste metode cu vocea mea, dacă vă place, dacă nu vă place, tot vocea mea este, n-am multă voce, și am făcut-o acolo la sfârșit, deci puteți să vă luați pur și simplu pat, să vă puneți mobilul lângă voi și să vă faceți ședința de relaxare, 20-30 minute, ceva de genul ăsta. Mulțumim tare mult, Magda, vreau să te mai întreb la final, pentru că timpul nostru s-a cam scurs, nu știm când, dar el trece. Vreau să te întreb, dacă suntem acasă, teoretic suntem cumva și odihniți pentru că nu mai avem aceleași activități multiple și solicitări pe care le aveam în timpul celălalt de dinainte de pandemie, în care ne plimbam foarte mult, munceam foarte mult, întâlneam foarte mulți oameni cu diverse atitudini vis-a-vis de noi. Ce putem face pentru a ne obosi stând acasă? Păi... Putem să facem mișcare, dor să dormim. Putem să facem mișcare și în casă. Mișcarea fizică ne eliberează cumva de gândurile negative. Adică nu putem să fim atenți și la să ne plângem de milă, să ne văicărim și așa mai departe. O treabă care nu este bună. Păi nu vezi că soarta ta este hotărâtă de alții? Stai, domne, acolo și să-ți fie bine cu ce ai acolo. Deci fă tot ce poți. Nu poți să ieși afară, că nu știu, fiecare iese pentru anumite motive, cu acea declarație, cu... Mai și acolo poți să ciupești, că scrii pe hârtie, te duci cu țârâita de la... Dar avem voie să ieșim în jurul blocului să facem activități fizice, nu trebuie să minți pe nimeni. Ca să mai ieși, da. Dar uite, de exemplu, dacă stai într-un bloc cu etaje, du-te, domne, pe scări, eu fac cele 7 etaje până la mine și fac tura asta de câteva ori. Sigur, deodată mă gândesc ca să nu mă întâlnesc cu vecinii mei pe scări, că mă mai întreabă, s-a stricat liftul. Bun, domne, fac mișcare... Și atunci cobor cu liftul și urc pe jos. Și să vezi ce bine este. Este un exercițiu cardiac care spune sângele în mișcare și te simți și extraordinar de bine și ți-ai consumat și energia. Și este potrivit pentru orice vârstă. Este potrivit, ca să nu mai zic de acele gantele pe care le știe toată lumea făcute din sticle de apă, ca să nu mai zic de fandări, de genoflexiuni, de flotări, măcar să le facem noi cu greutatea corpului, că tot este folositoare. Tot este util, și corect. Și ne scoate cumva din concentrarea asta pe ceea ce nu avem. Îți mulțumesc tare mult, Magda, pentru prezență, pentru sfaturi, pentru că ești un om deschis și prietenos cu noi. Și știm că adaptarea este o trăsătură a omului inteligent. Și practic suntem într-o perioadă nouă în care trebuie să ne adaptăm. Nu știm cât va mai dura, dar este important să o luăm ca atare și să găsim soluții pentru ea. Da, ne întrebăm. Vreau să-mi fie bine? Atunci trebuie să mă adaptez, n-am încotro. Îți mulțumesc tare mult, Magda, multă sănătate, te îmbrățișăm cu drag. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. La revedere!
Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost cu noi până la finalul ediției de Vorbă cu Doctorul. Sunt Consuela Bălașa și marța viitoare la ora 8 și ne vom întâlni din nou pentru informații medicale de calitate și mai ales de actualitate. Nu ezitați să ne scrii pentru că este foarte important pentru noi ce gândești, ce te întrebi și noi îți oferim specialiștii care îți oferă și răspunsuri. Îți doresc o seară pe gustul inimii tale și nu uita, stai acasă. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer.